Auzit acum pe unii care mai au cică. Ce să mai mănânce? Și în afară de fasole și orez. Cine nu mai are nimic de mâncare decât fasole și orez? Ce faci, Nicola? E vorba de legume, fructe și lapte, doamna Mirela. Astea lipsesc, sunt voi nu aveți nimic de mâncare? Păi cicare un kilogram de ficat, de porc. Expirat. Păi dacă kilogram, e congelator? E congelat. Stați puțin, eu nu mănânc deloc până când iubite mine să vă duce mâncare adecvată. Adică? Pe care doctorul l-a recomandat. Fructe, legume. Și n-am mâncat deloc și nu mănânc deloc până când nu o să mănânce. Ești în greva foamei de câte zile? N-am de câte zile? Da. Voi n-ați mâncat nimic de la ora de când v-ați trezit? Și până la urmă și orezul și fasolea aia trebuie gătite. O ceapă, un morcov, un ardei. Știți ce bună e grăsimea de la porc? Nu mai aveți grăsime de la porc? Am mai topit să mai avem ulei, am mai făcut. N-am aveam ulei deloc, mi-am făcut vreo 3 litri de untură. Vreau să vă zic că firma respectivă de orez, la firma pe care o cumpăra mama mea, să dea mâncare la câini. Deci orezul acela era de dat mâncare la căței. Nu poți să faci pilaf din el, poți să faci o sarmală, o ceva, dar nu că m-aș plânge că mor de foame, că nu mor de foame. E un orez din care nu poți face pilaf. Ca idee de... Dar ce poți să faci? Nu știu, că eu nu știu să gătesc, nu știu, mâncăruri din alte zone. Haideți să facem așa. Avem o situație. Fructele ne lipsesc și legumele. Eu cred că greva foamei e o prostie. Nu. Avem o situație. O să vă întreb ceva, doamna Mirela, legat de buget. Te rog. Eu, Cosmin și Tudor. Mai mult nu, și pe mai mult, da? Suntem de la, mulțumiți. De când am plecat la munte, ne-am lăsat bani deoparte ca să avem bani mai mult. Fiecare... Nu, și am 1.150.000 de ron la 3 persoane, eu și? Cu Cosmin și unde da. Sunt bănuții noștri? Au dispărut. Și ai și ai ai fetelor, nu înțeleg. Asta nu știu. Păi da, de fiecare dată... Dar puțin, habar n-am eu de la voi oricum prima dată. Nu s-a dat un răspuns. Dar fiți atenți. Acum ce facem cu fasolele? Greva foame. Dar nu e o prostie să dai niște alimente care doctorul ți-a spus să nu le mănânci? Mă, stați-mă puțin. Pe cuvântul meu, eu nu o să încep acum cu, iară, cu pe timpul bunicii mele. Dar eu nu am auzit, iertați-mă, că într-o săptămână poți să mori dacă mănânci fasole și orez. Eu n-am auzit. Eu nu mor. Dar sunt gătite cu ceva, nu doar cu apă și sare. Stați puțin, fetelor. Eu știu, nu vă recomand. Dar știu că fără apă poți să trăiești vreo 3 zile, dar fără mâncare poți să trăiești mult și bine. Deci nu recomand oricum greva fără. Ne-am venit la Survivor, doamna Mirela, mi-a mireasă pentru fără mea. E un reality show, da? Acum, dacă asta este situația și voi ați greșit și n-ați respectat regulamentul, ia că dacă v-au dat-o, n-am ce să fac aici. Problema este că vă îmburdați, cum se zice, pe cine nu trebuie, fiindcă voi, de la voi a pornit. Da? De la voi a pornit, dragii mei. Nu vă supărați. Dacă dați din nou materialul cu sancțiunile pentru lavaliera, da. Acolo chiar glumea Eduard cu mine. Nu vorbesc de mine, dar sunt sigură că și mai sunt persoane care materialul respectiv au fost doar de verificare. De acord cu tine. Nu toți ați greșit. E, dar fiindcă cei mai mulți au greșit în mod repetat, trage toată casa. N-am ce să fac. A picat-o pedeapsa asta pentru noi, imediat, fiindcă după ei doi, acum două săptămâni, au fost puși la cumpărături și nu s-au făcut nimic. Eu am o propunere pentru voi, dar depinde doar de voi. Încercați să faceți o săptămână la comun, fiecare ce are. Hai, adu-tu ce ai, adu-tu ce ai, adu-tu ce ai, că am încercat. Vedeți ce putem face și o săptămână mâncăm cu toții la grămadă. Un morcov, o ceapă, un ardei? Păi dacă nu există, atunci muriți pe capete, doamne. Auzi, iau mâncare, dar nu vor să împart. De ce nu vreți să împărțiți? A zis că eu am fost cea care a avut cele mai multe mesaje și din urma acelui adică Adriana a provocat și a săpat groapa ta și a căzut singură în ea. Și eu am făcut și decizia care mi-a dat dumneavoastră. Și dar eu pe mine nu mă supărat să mă duceți la un graj de animale să fac curățenie, dar nu să-mi luați mâncare. Nu mă deranjează, că eu am dragii mei. Repet, dacă au toți, tu ai dreptate. Cât durează pedeapsa asta? O săptămână. O săptămână. Dar nu avem, doamna Mara, nu avem un cea. Fiecare fată că un morcov, o ceapă, nici nu mai există. Dar nu puneți pe cu gust, știi ce zic? Dacă le puneți la dar nu e ok. Băieți, i-a făcut un armata. Fetelor, uitați-vă puțin la mine, copii, dragi. Stați puțin. Dragii mei, puțin. Stați că nu ne înțelegem. Încercați experimentul ăsta o săptămână și o să vedeți cât de mult vă ajută să vă uniți. Eu am mâncat Mirela o lună jumătate doar orez. Și eu la fel, o lună și jumătate orez. Păi chinezii, japonezii mănâncă numai orez. Și eu aia trăiesc cu 100 de ani sănătoși, tu n-am văzut unul gras, prin excepție. Toți sunt slim, fit, fac kung fu. 9 la 90 de ani fac meditații, se bat în lanțuri.
toți care pot să mănânce, să mănânce, cum sunt eu și restul, majoritatea, dar cei care le-au recomandat doctorul să mănânce fructe și legume, măcar să le dea câte o banană și o portocală pe zi. Oricum se recomandă așa, consumați fructe și legume în fiecare zi, faceți mișcare 30 de minute pe zi, consumați minim 2 litri de lichide. Și credeți că facem noi românii toate astea? Hai că o săptămână nu se întâmplă nimic. Și ce zice lumea? Ia că m-am enervat. Joas tutunul. Țigările la control. Cine? Cine fumează? Lasă așa puțin cum am enervat. Tutunul e sănătos? Cine fumează? Țigările. Țigările. Eu nu fumez. Țigările. Cine fumează? Eu. Consta... Co... Păi, ia stai puțin. Ai spus că n-ai nimic de mâncare. Țigările. Mă, ia stai puțin. Tutunul dăunează sau nu grav? Da, dăunează. A, tutunul putem să-l consumăm, dar orezul cu fasolea nu, a? Ia dă-l cu aici. Scoateți acum. Scoateți, vorbesc eu. Aurele, cine? Cosmine. Lasă-l, mă, le-am dat. Unde, mă? Ăsta l-a dat. Bun, Eduard, îți spun eu, o săptămână fără astea, cu orez și fasole, știi cum te faci? Cu da, dicție, frumos! Da, stați un pic, mi-e puteți să-mi le dați înapoi? Eu am zis că sunt de acord. Păi nu, doamna mare, eu am zis, eu sunt de acord să... Hai, stai puțin. Mirela, nu vreau să spun, Mirela, ia fii atentă. Da. Când ne-am cunoscut, nu vreau să spun acum câți ani, mulți, dar o să se 12 ani, nu știu, așa. Eu venisem de unde? Că din Irak. Venisem din Irak. Ce mâncasem eu după război, o lună jumate? A fost pe front în Irak. Stând 10 zone de conflict am vizitat, ca să zic așa. O lună jumătate în Bagdad, dormind pe jos cu, în holul hotelului, că nu mai erau locuri. Numai orez. Deci era un oraș sub bombardament, nu m-am spălat o lună jumate, aveam un rucsăcel, Mirela știe poveștile, și n-am mâncat decât orez. Și sunt om cu ocluzie intestinală, fără splină, adică apropo ce ziceți voi de doctor. Sunt situații în viață în care, mai ales voi ca băieți, trebuie să fiți pregătiți pentru orice. Exact din aceste motive, și asta zic, noi ne referam strict la persoanele care pot. Eu mă referam strict la persoanele care nu pot. Deci, e vorba de moft aici. Dragilor, fiți atenți aici. Hai să ne facem. Hai să punem mână de la mână. Mihai Ranu vrea. Voi ce ați făcut? V-ați tras unii pe alții. V-ați dat în gât unii pe alții. La un moment dat era o cascadă. Păi da, doamna lui Zacu Tudor, când și-au închis la valirile și nu vă supărați. Are dreptate, păi da, lumea. Păi la voi a fost cel mai pe față, adică la mod ostentativ. Exact, pentru și că orice... tu, tu dorești revoltat, știi? Nu, orice păi... fac, fac pe față și știți că o dau și în direct păi și în eroare și când vrea lumea. Asumă-ți că mănânci fasole și orez o săptămână. Ce mănâncă fasole? Mănâncă ce-i dau eu. Fasole, ce mănâncă? Ce face doamna Luiza? Așa am încheiat subiectul. Când nu mai închis la valiera nici tu, nici doamna Luiza. Iar asta cu orezul din care nu puteți face pilaf, doamne, am trăit cu toții și pe vremea lui Ceaușescu. Și mamele noastre făceau ciorbă din gheare de pui. Sunt niște vreme. Păi atunci ce? Mergeau în grădină, luau ceapă sau un morcov din grădină. E adevărat ce ormeți. Fetele, puneți-vă de acord puțin. Vedeți ce mai are una. Nu mai are nimeni lapte, nu mai are. Doamna Mirela. Nu mai avem. Doamna Mirela. Cine nu-i de acord să faceți la comună săptămână? Cine are mâncare, nu-i de acord. Voi sunteți 5. Restul 5. Am congelatorul plin de carne. Eu dau la toată lumea, nu-i vorba de asta. 5, doamna Luiza, sau 6. Fructe și lapte, atât ne trebuie. În afară de cei 6, ceilalți nu pot face la comun o oală de mâncare? Nu ai mâncare de la staff și s-a dat și nu s-a putut face la comun. Ce să facem acum când abia aveam... Asta e o provocare pe care numai voi puteți să o rezolvați. Dacă nu, voi nici în momente din astea, să spunem așa, de maximă urgență, nu puteți să lăsați orgoliile și răutățile deoparte și e fiecare pentru el, atunci mie îmi pare foarte rău. Vă zic doar atât. 100 de grame de fasole conțin kilocalorii 332, fibre 4,3 grame, proteine 19,2 grame, grăsimi 1,8 grame, carbohidrați 61,5 grame și apă 7,9 grame. Mai conțin, nu vă mai spun cifrele, foarte mult, calciu, fosfor, fier, magneziu, sodiu, potasiu și zinc. Orezul are mai mulți carbohidrați decât proteine. O cană de orez alb gătit are 53 de grame de carbohidrați, 4 grame de proteine și 0 grăsimi. Orezul. De asemenea, are mai puțin de un gram de fibre. Deci nu se moare de foame, nu sunteți obligați să mâncați cantitatea aia, mâncați cât puteți și cum puteți, dar eu n-am ce să fac. Eu personal stau 2 săptămâni cu asta, dar dați-i lulavii măcar o legumă. Mai nebunit, nu pot să-i dau lulavii. Că n-am cum să-i dau lulavii și celorlalți nu. Dacă lulavii primești, primim toți atunci. Păi normal, el vorbește doar de mine. Și eu vorbesc pentru mine. Vrea să pună în vedere pe toată casa, să-i sară toată casa în cap. Dacă tu-ți închizi la valiera, atunci mănânc orez și fibre. Mihaela, te bucuri că s-a ajuns în situația asta? Atât timp cât mă arunci fără... Adică, pur și simplu, tu ești vinovat și arunci un altul ca să ce? Ca să te ridici tu? Doamna Mirela, eu n-am contestat
niciodată vreo penitență sau ce mai mult. Eu are și mâncare și pe și plătesc. De aia se vorbește. Eu n-am contestat niciodată vreo pedeapsă sau vreo penitență pe care am primit-o din partea staffului, le-am respectat. Dar eu cred că ar trebui să fie pedepsit sau să fie pedepse nominale. Să se verifice de câte ori ai primit tu individual și să fii pedepsit.